Bună ziua, prieteni! Haideți să facem și o rugăciune către sfântul ierarh că Iosif, cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Am oftat pentru că rar am găsit oameni atât de milostivi și atât de plecați spre ajutorarea semenilor lor iar acest sfânt în mod special m-a impactat foarte tare sufletește. Haideți să citim această frumoasă rugăciune, care îmi doresc din suflet să vă fie de un real folos. O înțelepte și mult milostive ierarhe Iosif, cel ce ai îndrăznire către îndurătorul Dumnezeu, primește smerita noastră rugăciune și ne ajută izbăvindu-ne din toate nevoile și necazurile. roagă lui Hristos, Domnul, să ne dăruiască tuturor pace și mântuire, dragoste curată și puterea de a face binele, să ne apere de rea întâmplare, de cutremure, de revărsarea apelor, de secetă și foamete, de boli, de pagube și de moarte năpraznică. Pe cei ce sunt în călătorie, să-i păzească de primești, pe bătrâni să-i întărească, pe tineri să-i înțelepțească, școlarilor să le lumineze mintea pentru înțelegerea bunelor învățături, iar dascălilor să le dea răbdare, înțelepciune și pricepere, pe credincioși să-i ferească de ispite și de învățătorii mincinoși, întărindu-i în credință. monahilor, să le dea râvnă și statornicie în împlinirea făgăduințelor, în smerenie și ascultare față de părinții duhovnicești, preoților, slujire jertfelnică și neprihănită, iar pe ierarh să-i dăruiască bisericii sale, drept învățând cuvântul adevărului. Cel ce în vremea păstoriei tale ai călăuzit pe credincioși prin pilda vieții tale sfinte, prin cuvântări duhovnice și prin scrieri folositoare de suflet, dăruiește și acum păstori sufletești vrednici neamului românesc și surpămește meșteșugirile celor ce se ridică asupra Sfintei Biserici Ortodoxe. Cum ai miluit pe toți cei ce au alergat la tine cu nădejde, așa și pe noi, Sfinte, izbăvește-ne de neputințele noastre sufletești și trupești, ca și prin, ca prin mijlocirea ta, sporind în viața plăcută lui Dumnezeu și dobândind mântuirea, să înălțăm slavă, mulțumire și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor, amin! Doamne, ajută, prieteni, să vă fie de un real folos! Și să ne revedem cu bine și la alte filmări!